Sabat fericit! O voce s-a auzit în întuneric. Anita era în pat. Trezește-te, rază de soare! Tatăl ei băgase capul pe ușă. Era 4 dimineața. Anita a deschis ochii. Era timpul să se trezească. După micul dejun, Anita și-a pus rochia ei favorită de sabat. Apoi s-a încălțat, i-a dat mamei sale pantofii de sabat pentru a-i pune în sacoșă, acum era gata pentru călătoria spre biserică. Anita s-a urcat pe scaunul din spate al dubiței albe a familiei. Tatăl ei a trecut la volan, iar pastorul Camus s-a așezat lângă el. Mama ei a stat în spate cu ea și au mai venit 5 studenți de la universitate. Aproape în fiecare sabat, părinții ei călătoreau spre noi biserici din Indonezia pentru a vorbi despre Isus. La ora 5 dimineața, Dubița a plecat din campusul Universității Mount Klabat, școala adventistă de ziua a 7-a din Indonezia, unde tatăl și mama fetei erau profesori misionari. Cerul era întunecat, iar pe stradă erau puține mașini. Tatăl ei trebuia să fie prudent la condus. A ocolit câțiva câini care dormeau și a trebuit să oprească pentru vacile care treceau strada. Anita a dormit în brațele mamei sale. După o oră și jumătate, Anita s-a trezit când Dubița s-a oprit. Ei plăcea această parte a călătoriei spre biserică. Ea și ceilalți au urcat într-o barcă cu motor și curând navigau pe ocean. Anita a privit peste apele întunecate la culoare. Lumina tocmai începea să apară la orizont în timp ce soarele răsărea. Un aer cald și umed a atins-o pe obraj în timp ce barca naviga pe ape liniștite. După o oră, barca a ajuns pe o insulă, iar grupul s-a transferat pe o altă barcă pentru încă 30 de minute de drum. Apoi au ajuns pe o altă insulă plină de palmieri cu nuci de cocos în mijlocul unei jungle verzi. Anita era fericită că avea încălțăminte de schimb și nu purta pantofii ei pentru sabat, pentru că îi plăcea să simtă noroiul intrându-i între degete când mergea pe cărare. După 45 de minute, Anita a văzut un mic sat cu o biserică adventistă. Școala de sabat avea să înceapă curând, iar biserica era deja plină de oameni. Aceștia au întâmpinat-o încântați pe Anita și pe ceilalți. Bunicii și bunicile zâmbeau. Tații și mamele erau bucuroși și fericiți că aveau vizitatori. Ei știau că fuseseră făcute mari eforturi pentru a ajunge aici. Copiii au făcut cu mâna Anitei și s-au adunat în jurul ei. O fetiță a ciupit-o de pielea ei albă, de pe braț. Un băiat a tras-o de părul ei roșcat. Copiii din sat aveau pielea închisă la culoare și părul negru, iar aceasta era prima dată când vedeau pe cineva care arăta ca Anita. În biserică, mama ei a scos din sacoșă încălțămintea de sabat a Anitei, iar ea și-a pus acea încălțăminte. Acum ea se simțea pregătită pentru a se închina lui Dumnezeu. În acea după-amiază, Anita și-a pus din nou încălțămintea pentru a face lungul său drum către casă. Era obosită, dar fericită. În fiecare sabat, călătoria lungă la o nouă biserică a fost o aventură. Cel mai bun lucru a fost acela că Anita a respectat fiecare sabat al Domnului. Ei i-a plăcut să fie un copil misionar. Această întâmplare a avut loc acum aproape 40 de ani, dar copiii misionari fac și astăzi excursii pline de aventuri pentru biserică.